ради аеро уни патрии конкрете. Поетул Николай Добижа апринс радачинь адынч на солу патрии ностры, каре пентру ел е вешника пентол четвартый. Литература și arta, numărul 12-25 martie 2010. Recent la editura Princeps Edit din Iași, în colecția bibliotecă de proză a apărut romanul Temă pentru acasă de Nicolae Dabija, care a ajuns în zilele acestea la a doua ediție, narațiunea bucurându-se de înalte aprecieri din partea criticii și a cititorilor din Republica Moldova și România. Alte edituri, zeci de titluri, un eveniment editorial, romanul marii poezii a unei mari iubiri, Chișinău, Republica, România, citește o carte, întâlnire cu noi înșine și asta. Ați înțeles desigur că vom vorbi despre romanul Nicolae Dabija, Temă pentru acasă. Cum am nimerit în mâinile noastre acest roman, cum am ajuns noi toți astăzi aici, ne spune fidelul nostru prieten, șefa bibliotecii Liviu Rebreanu, doamna Elena.